Această inițiativă a luat foc în 2018, când, cu sprijinul Fundațiilor pentru Societate Deschisă și fondului Youth Exchange, am reușit să obținem finanțare pentru lansarea acestui proiect, abilitarea elevilor în vederea implicării la nivel decizional în cadrul școlii. Mers pe formula că un elev activ, un elev care participă la procesul decizional, ar putea contribui la eficientizarea acestui proces. Și un consiliu al elevilor ar trebui să reiasă din interesele pe care le manifestă elevii și, de fapt, îi pregătim cetățeni activi care și vor aduce schimbarea societății noastre. Pentru elevi este foarte important să înțeleagă cum lucrează Consiliul Elevilor, anume din motivul pentru că după asta ea să meargă la alegeri, după asta ea să trebuie să înțeleagă cum lucrează Parlamentul. Și este mai ușor ei să fie în postura asta de reprezentanți a tinerilor, ca să vadă cum ei se identifice, cât de greu se rezolvă problema, și după aceasta ei să meargă în societate, să participe la alegeri, să candideze la alte funcții, să devină viitori consilieri locali, deputați, miniștri sau președinți. Așteptăm cu nerăbdare a doua etapă, când tinerii urmează să vină cu noi idei și sper mult ca în urma acestei conferințe să se împărtă și cu experiența și să vină cu idei de implementare a proiectelor în noi, în regiunile de unde vin. Am ales aceste licee deoarece în aceste licee activează un consiliu a elevilor și ne-am propus ca să dezvoltăm capacitățile membrilor consiliului elevilor pentru ca ei să devină mai vizibili, ca vocea elevilor să fie mai auzită de către administrația liceilor. Cu siguranță avem o conexiune cu alți elevi din alte licee și putem să împrumutăm idei unul de altul și să facem schimb de experiență.